Oameni buni, dați la o poezie ghidușle, erați ghidușle, socială, din viața vieților toți am trecut pentru așa minuni, numai că îmi pare mie ca să primească lungă de tot. Așa că răbdare, răbdăric până la sfârșit. Într-o toamnă minunată, bând rachiu, jin ca văcuța, am plecat toți la o fată ca să ne arete puța. Ați înțeles de amul cu toții? Nu-i vorba doar de arătat? Că dacă dă jos chiloții, acolo-i chestia de dat. După cum ați înțeles, ne-am dus toți la palomnici, la obroscuți făcătoare de minuni. Că la tot, în tot satul din Moldovei este câte obroscuți care face așa minunii colorate. Nu vreau să obișnuiesc pe nimeni, dar sunt pe lume așa fete la care cam tot satul vine. Ele dă ușă treze, bete. Știți, mai oameni buni? Nu te-am iau un gând în tebășelul ăsta meu. Doamne! Toți ajung la dinsele, ei toți îi ajută și tot ele sunt răile, Doamne. Că nu ele îmi de urma noastră, hai măi, ultima dată că mă tochesc. Tot noi îi pădăm femeile, amantele, soțiile, pădrujile. Ducem la la poartă și o scurăm în curs, ne dă eu un colț de meduzorac. Și pe urmă tot ele sunt prostituții, râsuri, bajocuri. Și tot ne-i spravedlivă. E te ajută și poate. Dar tu ca un toromac încă o faci și tot fel de cuvinte murdare. Și nu-s frumoasă lumii tare. Și mintea poate nu-i la loc. Dar tare au o boală mare. Îs slabi tare în peredoc. Dar, Doamne, și-ți de întrebate, voi nici nu vă închipuiți. În ușa lor tot satul bate, flăcăi, moșnești, căsătoriți. Dacă așa ai, mai oameni buni, cu un machiaj dis care Lipovski, care nu s-a spălat două luni de zile pe față, cu niște manicuri făcute la salon, crasată baba grechina moarte, cu unghiile așa în sus, și de sub cresc pat la jele cu o domnișoră răsărit. Dar când dai damul chiloții în jos, e gata. Zbor liriei și ca în filme. O să mai aibă pe duc de dragoste, pe acolo merge hramul satului. Că mandavuștele și ele au chemat toate neamurile la hram. Acolo își boboruți și redești și râmi și gândași de Colorado poți găsi. Dar nu ne ducem la dânsele. Le pădem acasă femeie ca o floare și ne ducem la dânsele. Ca când ar fi chiar vrăjitoare. Și nu știu cum, dar ne vrăjesc. Și toți ca niște jisuri chioare, în a lor fat că nimeresc. Și se întâmplă câteodată, că și ploaie o măt și vânt, ca să iubești așa o fată, și ies câte o oră, două în rând. Că vrei să zici, fa! Marus, glafir, cum mai cheamă. Fă-i fa un rând online, fa ca la secția de pașapoarte, fa. Să nu venim ca nebuni, fa, studiem la... Să înghețăm la poartă, pe umăr. Pune la ora 20:45 și la mine la poartă. Și eu azi vin. Așa vin și 4 ceasuri de vreme. Păi nu găsesc cușoarea cu un păr. Haide, flăcăni, nici nu zic nimic. N-au tocul unde ei să-l moaie. Și vin la ea ca cu frică câte un băț mai în foaie. Dar pe asta e un fel de profesoara dragostei, mai oameni buni. Și mulți flăcăi au noroc de dânsa când le arată unii meduza și ea, cum trebuie să o bagi, cum trebuie să o scoți, și trebuie să faci. Eu am fost în locul ei, vindem și iconiți cu chipul meu să spoarte flăcăi și ea la gât. Știi, aha, eu sunt rău. A, tu ai fost la mașa? Și eu am fost, mai iau-te, am și eu medalion de ăsta. Dar și el lanț și-o ieșit din minte. Având femei frumoase acasă, vin la Londra fără din, de parcă și chiar o crăiasă. Dar a fost eu, a lor soție, și nu de Domnul s-a aflat, doar nevasele mea în jie, cu un bucăț tăiat. Numai lămuriți în mie, voi cu tăbacul vă gândiți, că în loc dorniți cu a ta soție, cu niște râsuri toți dorniți. Dar cu oameni buni așa și sprinești. Că lasă toți niște femei acasă, frumoase, îngătite, chiloțenești care de perdică, doar eu cu niște lifci de 200 de lei, 400 de lei.
și cu un corp mlădios și ei doar vii să o pâchii de sus pe în jos. Și el se duce la muma pădurii, la broasca fecătoare din inut. Apasă oricât, așa e natura bărbătească, oricât bărbat este normal la cap. Dacă așa și este oameni buni. Hai, s fost măcaramant. Tu ca Cazanova poți, îmbli cu cronul chiar la prin perți. Dar el este ca un șef de fanta. Din care eu, cum vreau, cam tăț. Dacă așa e mai oameni buni. Hai, s fost o amante, alte răzgavori. Deci acolo toți se duc, Doamne Dumnezeu. Și vă mai duc și țapi în bieți. Uitați ce fac și limbălați. Apoi ca niște logofieți, soțiile vi le pipați. Dacă așa mai duc toți mojilă cu mătrii toți tapi în bieți și duci cu metru ghiță și tu de fata lui un miniet. Și duci și cu metru Vasile din urmă, fericit, și când o începe a mozoli la botnițe și sâmbală și limbă-limbă. Și apoi ies acela, se dă și mult fericit, cu copilul cu metru ghiță pe gură. Și apoi vreo 2 zile aveți câmblă, zăbelos. Pentru că are alergii la șini. Dar și nu e așa? Și bă, îți duci și o pupi plumeză. Toată mafia îmblă cu copiii lui Ghiță în familie, care ți-au luat copiii adoptivi, cum s-ar spune. Apoi tot ea vă șantajează că la soție o să vă spun că e hâtră și visează ca orice om la viață bună. Ștârâi toți de acasă, din bici cartofi, din pod făină, care nu pot aduc pe masă băi de campot, ghivieci, slănină. Chefa nu trebuie să lucreze deloc. Unul aduce așa, iar de mâncare, de băut și haine și telefon. Hai nu iPhone, dar un telefon de bunișor. Mai dau și bani, nu mă stacă. Te întrebi, la și tot trebuie. Ia viața în iad, poate să o facă pentru o noapte de iubit. Dar pe ce nu-i drept? Ai fost temet cu șoana și poți fără nici familie și rămâi și fără copii și fără familie. Dar iară ieși cu nuca înflată, ori cu sfăția te sfădești, cu nirisuica, și ai plecat din nou la fată, pe ea din nou să o iubești. Iată așa se întâmplă în viață, în viața bărbaților eroi. Oamenii sunt empati la față, dar în cap precis că niște boi. Iar încă, dacă mai dughește, bărbatul cap pe umeri n-are. Iată, deși el des gândește, cu cap și el dintre chișoare. Dacă așa ai, băi, oameni buni. Cum ne flăim nasoasă, ne ducem la broaștele este făcătoare din inuni. Lăsând fumie acasă, soții, fumieiuși cu frumoase ghidușnică, la ghidușnică, că s-o pui de la pe el, cum să spun. Nu ne ducem la toți broscoii moldovii și acolo îi ghidușnișim și apoi venim cu flori și cu zimlea de luminatări acasă, cum s-ar spune. Dacă dragi bărbați, dacă aveți soții, de acasă și doriți cu soțiile. Pe de altă parte, și broaștele de-a lui vinovate, că noi venim și le iubim. Și ele sunt oameni și vor dragoste. Că nu umbli broaștele cele de următașă, hai mai ultimă, hai mai ultimă, hai mai ultimă. Tu duci și nu dai pași fumei, trăiască cum trăiești el. Și asta, mai oameni buni, pe ea.